Viața grea. 0 lei. Shadows-ul. Trebuie să... Așa este acum un fel de idee, proiect, fază, să repornim Shadows-ul, da? Am impresia că nu-i viabilă chestia. Nu știu în alte orașe care-i situația, care-i faza, care-i treaba. Dar nu știu de ce am impresia că în satul mare chestia asta nu mai ține. Bine, cumva trecut peste faza cu fumatul, care se poate face relativ ok cu un fel de chestie privată și faze de genul ăsta. Dar chiar și așa, deci chiar și așa, o locație de asta, dacă o iei locația în sine plus ce mai e acolo? Este și un apartament, ar trebui și el luat. Dacă prietenii noștri dragi și scump de la Trust ar vrea să îl folosească pe post de clubhouse. What the fuck, ce e aici? Big hell ăsta. Nu n-am văzut. Ar trebui luată și o garsonieră la etaj. Și... Ce fac? Că vrei ce? Sunt fața ta! Ce pe măta! Treci tu pe bandă, unde se trece pe bandă, nu-mi pula mea, treci pe bandă deja de nu știu unde. Tu zici ce semnalizezi? Ai pentru că ești taximetristă, pizdă proastă și vorbești la telefon, de aia semnalizezi, nu? Foarte bine. Ai de pula mea. Deci asta semnalizează toate curbele. Fii atent! Vreau să văd. Ai de pula mea! BMW! The Power of Dreams. Poți să mergi pe banda aia, poți să mergi pe banda. În cartea lui, în cartea BMW-ului, este că tot drumul e a tău. Nu contează. E în cartea lui. Vine cu o carte de genul ăsta, în care tot drumul e a lui. Fucking hell. Yeah. Stai, o stradă așa de alunecoasă. Despre ce vorbeam? Despre Shadows. Și hai să zicem că într-un fel ai trece peste partea asta că n-a fumat, nu știu ce, și faci club privat și vara deschizi un fel de terasă care acolo în spate, ceva un pic de terasă. Dar din punctul meu de vedere, o locație de asta pe care nu prea poți deschide decât 2-3 zile, maxim 3 zile pe săptămână.
nu prea are niciun sens financiar vorbind, pentru că nu o să scoți bani. Nu o să scoți niciun ban. Niciodată. Și dacă nu scoți banii, de ce să te apuci să investești? Îți trebuie vreo 2-3 oameni acolo. În condițiile în care ai să zicem că ești tu unul dintre... Ezvon! Ce vă zic? Așa se face treaba asta. Condițiile în care hai să zicem că ești tu unul dintre ăștia, da? Cum e la noi, eu cu Dia, facem noi chestia asta, poate mai vine Nicu 3, mă rog, da? E greu să trăim la propriu de pe chestia asta. Adică lucrăm degeaba. Nu o să vină lume. Districtul ăsta care era cât hău de mare, nu a mers. Un beci de ăla plin de igrasie, nu o să meargă niciodată. Mi-a fi plăcut să am un birt care să... să-i dau așa o tentă moto, gen. Nu o să fie, că în principiu n-are rost să fie. E oarecumva... complicat de manageuit. E și destul de mult de lucru. Recunosc, și în alea 2-3 zile pe săptămână pe care le țineți, care de obicei sunt weekend, te duci tu la lucru și după o săptămână de lucru preumblat prin țară și faze de genul ăsta, să vin să mă apuc să stau noaptea până la 5 în birt, că pula mea, sunt doi copii care stau în jurul unui suc. Strada asta așa a devenit de circulată de când cu toate problemele, cu toate adică reparațiile astea care se fac prin satul mare, strada asta a devenit foarte, foarte circulată. Așa era de liniștită mai de mult. Era periferia orașului, aici e cimitir, fucking cimitir. Pam 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 pam. Unde să las motorul? Să las motorul. Unde mai aici? Bem un suc sau ceva. Viața de bloggeri. Știți voi momentul ăla când te duci și tu să bei la un birt o cafea, birt unde nu se poate plăti cu cardul și realizezi că bani pulă. O să dăm în spate ca eroi, tăiem două benzi, să găsim un bancomat. Dar asta e o problemă de bloggeri sau nu? Am noroc că nu prea este trafic. Să-i aducem la om banii pe cafei. De mine. Oba! Bineînțeles, când se întâmplă chestii de astea, niciunul din prietenii tăi care de obicei merg la birtul ăla nu e acolo. Dar nu pot să ajung acolo, să vin acolo, să nimic. Asta e viața. Nu a zis nimeni că e ușor. Hai să vedem cum vă băgați voi acum. Deci, nu vă băgați. Bravo!
Bankomat, bankomat. Bancotiamat. Ce pula mea chestia asta aici? Nu suntem. Du 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 du. Pam. Da. E zero. De ce te mai interesezi? Deci nu, nu, n-aș vrea. Deci dacă e zero, nu vreau. Vă rog frumos să-mi luați niște bani, că altfel n-are niciun sens să ridic bani de la bancomat. Bă, e greu. Trebuie să recunosc. E greu. E greu, e complicat, e dificil. Mi-a dat 90 de lei sau... Iau 90 de lei în puii mei ca... Ăla o să zic, a, n-am să vă dau rest. Ce știu că tot să fie o cafea și o apă. Gen... 8 lei, 5 lei. Chestii de-astea. Opa! Cineva de pe pod, că eu de uitat nu pot să mă uit. Nu vine. Ru, ru, bravo, uită-l, șmecheru. Nu m-au văzut. Nu m-au văzut că-s mic. Mic și nesemnificativ. Ocolim. Bine, de fapt nu m-au văzut. Nu m-au văzut pentru că nu s-au uitat. Nu că nu m-au... Pula mea. Eu zic că-s destul de țipător așa. Ies în evidență. Nu? Oare ce faci? Du-du-du-du. Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil. Au, au, bau, bau. Avem să plătim la om și ne cărăm.